Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Academia Investitorului. Aveți sursa și resursa și astăzi vom începe să discutăm, pentru că tot este un subiect al politica. Noi vom face în cadrul emisiunii dezbatere despre politica agricolă comună, chiar dacă nu este cea la ce vă așteptați, și politicile educaționale privind sursa și resursa educațională pentru a dezvolta pârghile corecte pentru politicile agricole. Și nu vreau să discutăm doar de politici agrare, ci de politici agricole în toată structura pe care noi, ca și țară, vrem să o dezvoltăm pentru o valoare adăugată a agriculturii. Și alături de mine și de dumneavoastră, invitații acestei emisiuni, sunt domnii decani ai Universității Regele Mihai de la Timișoara. Bine ați venit, stimați domn, în cadrul emisiunii. Bună seara! Sunt convins că o să faceți o figură frumoasă de lectorat. Sunteți în temă, nu veniți din alt sector. Aveți la clerul la dispoziție. Și vă prezint invitații. Domnul de lângă mine, încep. Domnul profesor Dr. Viorel Herman, decanul Facultății de Medicină Veterinară. Bună seara, domnul profesor. Seara. Domnul decan al Facultății de Agronomie, domnul profesor Dr. Florin Imbrea. Bună seara. Seara. Și domnul profesor convențional Dr. Dorin Camen, decanul Facultății de Horticultură și Silvicultură. Ca atare, acoperim cam tot ce este din zona agriculturii. Știu că aveți o structură mult mai mare. Cu siguranță, rând pe rând, veți fi invitații noștri și vreau să vă anunț în mod cât se poate de corect emisiunile cu profil agricol și nu vorbim doar de salată și animăluțe, ci vorbim de esența agriculturii care ține de raporturile pe care ar trebui omul să le creioneze în această zonă. Voi încerca să le aduc lunar în atenția tuturor celor care ne urmăresc, pentru că sunt subiecte care ne ard. Nu intrăm în polemici pe temele dezbaterii altele decât cele care țin de substanța agriculturii și vă rog să-mi spuneți, pentru că discutăm de facultăți care au un profil și un istoric absolut admirabil, care este la ora asta oferta pentru cei care doresc să devină în primul rând specialiști. Urmărind după aia în cadrul acestei ediții să vedem câți ne iau flerul antreprenorului, câți ne ei se duc în zona unor activități agricole, câți din ei poate nu regăsesc valoarea lor sau nu sunt căutați de cei care sunt în sector. Sunt lucruri care vă frământă și sunt convins că vă frământă. Cunosc activitatea întregii universități, sunt un apropiat, lăsând la o parte această emisiune, sunt un apropiat al parteneriatelor cu universitatea dumneavoastră și vreau să dezbatem corect, fair, pentru că ne interesează nu doar ce predați, ci modul în care, ca și profesioniști, ca oameni, ca investitori în educație, simțiți că aveți nevoie și de suport și noi vom fi unii din care vă oferim acest suport ca lucrurile să ajungă către cei care au un minim interes și trebuie să găsească în dumneavoastră o conectivitate cu această piață. Vă rog, puteți să începeți după care ori ne doriți. Încep eu, că reprezint agricultura și funcționăm de peste 70 de ani în cadrul universității, pregătind specialiști, dar aici noi suntem reprezentanții universității. Noi suntem un tot. Universitatea s-a adaptat condițiilor și vremurilor actuale și a diversificat oferta educațională în funcție de cerințele pieții. Dacă a început în 1945 cu Facultatea de Agricultură, care pregătea ingineri agronomi, la ora actuală în cadrul universității funcționează 6 facultăți și colegii mei o să prezinte și dâns și partea care le revine. Sunt peste 28 de programe de pregătire pentru licență. Practic, noi putem spune că acoperim întreaga gamă de specialiști necesare acestui sector, fiindcă aici deja putem vorbi de un sector, vorbim de un fenomen agricol, nu vorbim strict doar de agricultură. Până unde deci, vin de la studenții? Cum îi simțiți? Care este arealul care universitatea acoperă? Câte județe sau? Universitatea, din studiile pe care noi le avem, mai ales că acum ne apropiem de o nouă campanie de recrutare de noi tineri care doresc să se pregătească pe acest domeniu, acoperim cam 10 județe. Mergem în sud undeva până la limita cu Dolju, Bihorul, ne oprim, cu toate că există universități și în Arad și în Oradea. Avem
foarte mulți studenți care ne apreciază pe noi, iar spre centru mergem până la Sibiu. Dar avem studenți și din Moldova, ca și regiune, deci... Da, vorbim doar de intensitate, nu densitate, restul, da, fiecare și... Ne recrutăm, studenți la ora actuală sunt cam cele 10 județe situate pe partea de vest, sud-vest și mergem spre centru, Alba Iulia, Hunedoara, inclusiv Sibiu, în special la medicină veterinară și domnul decan o să puncteze cu siguranță. Noi, cum spuneam, ca și universitate, în special în ultimii ani, am simțit nevoia adaptării și necesitatea adaptării ofertei și a modului de pregătire al viitorilor absolvenți în funcție de cerințele pieții. La noi, în universitate, de vreo 6 ani de zile, funcționează un consiliu consultativ al oamenilor de afaceri, să spunem, a oamenilor care au investit în acest sector, cu care noi ne întâlnim destul de frecvent. Dânsii, practic, ne transmit cam ce ar aștepta, care ar fi așteptările dânșilor de la absolvenți și noi încercăm prin programul de pregătire să le insuflăm acele competențe ca la absolvire, deci inginerul care pleacă de pe poarta USAB-ului să corespundă în totalitate cu cerințele fermierului sau dacă este un medic veterinar cu cerințele din domeniul respectiv și așa mai departe. Asta e foarte important să vedeți în studentul care l-aveți viitorul specialist de mâine și încadrarea lui în câmpul muncii, că de foarte multe ori ei se pierd. Nu găsesc imediat o soluție să meargă pe zona care au sacrificat-o în tinerețe pentru o anumită specialitate, după care să încerce pentru a trăi, pentru că la un moment dat trebuie să și trăiască, să găsească tot felul de compromisuri și e păcat, pentru că în tot acest tineri s-a investit și valoare și oameni cu multă dedicație și până la urmă, dar acest consiliu este chiar interfață cu, și conectat la piață și ca meserie, și ca viziune, și ca evoluție. Corect. Este foarte important și m-aș bucura un moment dat să facem o emisiune chiar cu acești reprezentanți, pentru că ar reprezenta exact pasul de a trimite cu valoare adăugată, nu doar cu o diplomă, cu valoare adăugată și potențialul ca el să acest nucleu de oameni cu interes pentru ei, să poată să-i selecteze, să-i sorteze, să-i monitorizeze chiar din anii terminali. Bănesc că ei intră repede în anumite tipuri de practici sau de activități de... Noi fiind o universitate tehnică, trebuia să le insuflăm și acele competențe practice, fiindcă se cunoaște și probabil nu doar în domeniul nostru de activitate, și în celelalte domenii s-a spus absolvenții la terminare au foarte puține cunoștințe legate de practică. Ori noi tocmai lucrul acesta am încercat de câțiva ani să-l dezvoltăm și absolvenții noștri să putem spune să fie chiar buni practicieni în momentul în care au finalizat studiile. Practic aveți două tipuri de practici. Practici în cadrul universității și în cadrul facultății, pentru că aveți și anumite posibilități proprii în a dezvolta programe pilot. Da. Și în parteneriat extern cu fermieri sau cu sectorul pe care îl gestionați. Mă bucur să fie. Vă rog, domnul decan. Dacă permiteți o completare la ceea ce spunea colegul domnul decan Imbrea, la programele de medicină veterinară pe care eu le gestionez în cadrul facultății și împreună cu colegii de la Facultatea de Zootehnie, am dezvoltat parteneriate cu fermieri care pe perioada de practică a studenților, în special vara, acceptă să preia în cadrul unităților lor studenți de la cele două facultăți, unde ei își desfășoară activitățile în condiții de producție din respectivele ferme. Sunt ferme cu exploatare de tip industrial, în care în general forța de muncă se bazează mai mult pe utilizarea unor agregate, mașini, instalații, care fac ele treaba, iar partea umană este cea care supraveghează funcționarea acestor aparate și respectiv supraveghează animalele din adăposturile unde ele sunt crescute și pregătite pentru a fi folosite ulterior în producții și în consumul uman. Astfel de practici
sunt benefice pe de o parte studenților noștri care vin în contact direct cu cerințele producției, îi formează și îi orientează oarecumva în ceea ce vor avea să facă după terminarea facultății și de asemenea e foarte benefică și pentru firme, ferme, dacă doriți, pentru că de acolo pot să-și recruteze viitorii specialiști, viitorii angajați. Ei îi studiază, îi analizează și pe cei care sunt mai răspunzători la cerințele lor, sigur că îi contactează ulterior pentru a îi angaja. În felul acesta, studentul, când pleacă în producție, după ultima zi de școală sau prima zi de producție, este deja acomodat cu cerințele a ceea ce urmează să facă acum. Domnul decan, cum simți studenții când vin înapoi? Pentru că asta e foarte important, să înțeleagă cei care nu sunt încă studenții din asta și poate doresc să vină. Pentru că aceste tipuri de practici și, în general, ce le rămâne sunt anumite tipuri de experiențe, pentru că un program universitar are anumită cutumă, anumită regulă și rare ori poți să ai revelații în fiecare curs. Dar acolo se întâlnesc ei cu situația cu viitorul lor și cu situația reală. Acolo înțeleg valoarea muncii, acolo înțeleg modul în care ceilalți apreciază profesionalismul sau dovada unor cunoștințe la un anumit nivel. Îi simțiți încărcați emoțional, îi simțiți că abia așteaptă să ajungă înapoi ca și angajați, îi simțiți cu anumite temeri că nu e practica ceea ce considera că teoria până la anumit nivel l-a ajutat și vrea să vă aprondeze mai multă teorie că în a doua tură să meargă mai bine pregătit, pentru că sunt convins că acolo sunt niște trăiri la nivel comportamental, pentru că vorbim de tineri între 18 și 25 de ani, tineri care se formează ca maturitate, nu neapărat pentru că sunt studenți, ci ca și viziune de viață, de responsabilități directe. Cum îi simțiți după ce stați de vorbă cu ei? Au acel neapărat wow, dar categoric e un catalizator în schimbat. Unii în sens pozitiv, în sensul că știu că asta vor vrea să facă după ce termină și de obicei celor din Facultatea de Medicină Veterinară li se oferă ocazia să meargă 2 ani la rând, pentru că programul de medicină veterinară se derulează pe 6 ani, pentru că licența se oferă comasat cu masterul și atunci au ocazia să meargă cel puțin 2 ani în astfel de instituții, de ferme și cei care vin cu ideea că acolo vreau să merg, abia așteaptă să prindă și anul următor să facă stagiu, mai ales că unele din ferme își permit să îi și plătească și atunci dacă studentul simte și niște bănuți în buzunar după ce fac practica acolo, evident că sunt schimbați. Alții din potrivă își dau seama că poate nu-i chiar domeniul care l-ar fi dorit și atunci insistă într-un alt domeniu și caută pentru a-și găsi împlinirea în altă fațetă a profesiei noastre. Eu vă spun pentru că personal sunt la o parte această emisiune unde sunt gazdă în viața mea profesională. Știu că toți pe cei care păstoriți și vin într-o anumită zonă de sectorale cu anumită performanță sunt foarte bine plătiți și sunt foarte bine căutați. Deci să nu plecăm o secundă de la premisa că nimeni este... Nu, este absolut invers. Știu că este o nevoie în piață și suntem de atâtea ori solicitați să găsim tineri care doresc, că nu neapărat trebuie să aibă o experiență de ani de zile de practică, ci care își doresc și au prins pașii și ideea de meseria pe care o fac. Vă spun, este mai tare decât în alt domeniu, care, deși în România s-a creat așa IT și zona asta de automotive, vreau să vă spun că în agricultură specialiștii sunt mai căutați la ora asta decât în alte sectoare. Aici nu știu dacă mesajul ăsta este foarte public, dar eu vreau să-l spun de 5 ori în emisiunea asta cu riscul de a mă repeta, pentru că asta este o nevoie reală care nu există cu virgulă. Știu, vin dintr-un sector investițional și știu că căutăm permanent tineri care doresc să implice și nu pe bani puțini. Și nu trebuie să ajungă lucrători la bandă sau deci poate să-și dezvolte niște cariere fantastice. În top 3 al domeniului, în ceea ce privește angajabilitatea după terminarea studiilor de licență, agricultura era undeva între primele locuri. Deci într-un top 3 eram pe poziție fruntașă, ca să spun așa, în ceea ce privește oportunitățile după terminarea unei
specializări de profil agricol. Pentru că acest sector este foarte important oricărei țări. Și fără agricultură, puțin probabil să creezi o anumită independență și o anumită coloană de existență a nației. Noi discutăm ce tip de mașină ai fără să jinezi ce tip de haină sau ce tip de alt consumabil. Agricultura este vitală existenței noastre, până la urmă. Un lucru îmbucurător reprezintă faptul că la ora actuală tinerii care vin și doresc să studieze la noi vin convinși de pe băncile școlii. Nu mai au acea reținere, nu mai au acea jenă să spună, domne, vin și studiez la agronomie. Ei se consideră egali. Eu ce vă pot spune cu toată seriozitatea și cu toată răspunderea că la ora actuală din absolvenții facultăților noastre, nu și la colegi, aproape peste jumătate lucrează din timpul studenției și lucrează pe domeniu. Cum a spus și dumneavoastră, pe salarii foarte bine plătite, nu le spunem, dar se ridică aproape de salariul mediu al Uniunii Europene, dacă nu mai bine, și este un fapt care îi motivează. Foarte mulți tineri, trebuie să recunoaștem, vin și au experiența propriilor părinți. Deci studenții noștri deja au intrat în contact cu meseriile pe care... Deci nu descoperă neapărat agricultura de când trec porțile universității. Nu, ci vin cu această iubire și lăuntrică dorință. Mai mult, ce ați spus dumneavoastră, au văzut că din agricultură la ora actuală se poate trăi și se poate câștiga foarte bine. Și nu mai există acel sentiment de inferioritate că el nu este la calculatoare și că el este la agricultură. Și pregătirea lor este ca o necesitate pentru a-și putea gestiona o afacere care o au din sânul familiei, ca să spun așa. Cât considerați că în ultima perioadă, mai ales, haideți să o legăm un pic cu interesul asupra agriculturii și cu instrumentele de finanțare, pentru că totuși să nu uităm acest aspect care generează multă dorință, pentru că și are un aspect financiar corelat. Și nu vorbim de plățile apă, ci vorbim de investițiile care vin pe programul național de dezvoltare 2007-2013, 2014-2020. Este o sursă financiară care le permite lor dezvoltarea nu neapărat profesională, ci și antreprenorială a meseriei pe care au la nivel de bază. Simțiți că aceste instrumente îi stimulează? Simțiți că doresc să caute parteneri unde au dorința de a investi și ei să vină să contribuie la lucrul ăsta? Care ar fi așa o evoluție? Știu, neapărat pe cifre, că nu vrem să facem o dare de seamă, ci vreau să simt un feedback la dumneavoastră, să vedem câți din ei au în vedere lucrurile astea, pentru că avem, din păcate, și exemple foarte bune și trebuie să le spunem și pe cele care nu neapărat ne caracterizează din punctul ăsta de vedere, pentru că atât timp cât fondurile există și marja lor creează anumită competență și banii sunt insuficienți la nevoi, anumite criterii s-ar putea să fie speculate. Și unul din aceste criterii de competență este diploma de studii. Da, mi s-a întâmplat, și o spun și am mai spus-o și în alt spațiu public, să găsim oameni care au diploma acolo și sunt puțin implicați în zona respectivă, sau oameni sau beneficiari care utilizează acest tip de diplomă neținând cont de părerea celui care este acolo sau având un oarecare compromis relațional, eu te ajut pe tine, tu mă ajut pe mine și vom vedea cum merge mai departe proiectul. Lucrul nu e sănătos. Nu discutăm de legalitate, vorbim de lucruri sănătoase pe care ar trebui să le punem la masa asta. Cât de bine ar fi să găsim omul care e necesar, nu doar diploma lui, pentru că nu este valoarea lui, nu stă în diplomă. Aia este doar certificarea valorii lui atunci când poate să aibă dovada și locul de muncă. Da, deci în actualul Program Național de Dezvoltare Rurală, eu zic că s-a făcut dreptate. Și practic se evită acele practici de care dumneavoastră ați amintit, fiindcă acum, ca să poți accesa, iar studenții noștri aproape toți își doresc să-și deschidă propria afacere și au această șansă, fiindcă au măsurile din Programul Național de Dezvoltare Rurală, nu avem noi timp acum să le enumerăm, au acea bonificație la proiect de 25 de puncte dacă sunt absolvenți și mai mult faptul că îi condiționează oarecum în momentul în care accesează
un program de finanțare, toată activitatea lui în următorii ani să fie concentrată pe domeniul respectiv. Și care s-a permis să vină de pe băncile școlii, da, cei care sunt în terminal cumva să intre din practică și într-o anumită antreprenoriat propriu. Până în 2013, cred că a fost o scăpare în programul național, oricine putea să acceseze fonduri, nu era condiționat, putea să mai aibă încă un loc de muncă, ceea ce nu era corect și, practic, investițiile care se făceau pe agricultură, trebuie să recunoaștem, erau coordonate de altcineva, de un bunic, de un tătic, de... și nu erau persoanele care le accesau. Și era doar o predare de familie? Era o predare din generație în... Mai mare responsabilitate față de părinți decât de exact, afacerea în sine. Dar de acum unde? Eu zic că s-a făcut dreptate și cei care accesează își doresc cu adevărat să-și dezvolte propria lor. Pentru că eu cunosc și antreprenori care nu mai sunt la vârsta primei tinereți, încep să devină studenții dumneavoastră. Da, pe profil, pe toate profilele care le aveți și le păstoriți, oameni de 30-40 de ani care doresc să facă facultatea nu de dragul diplomei, ci care sunt dispuși să acumuleze informație cât se poate de corectă, pentru că e valoarea lui. Pentru că în momentul în care faci o investiție și nu este 100% ca și un grant, ca un tânăr fermier care beneficiază doar de un stimul pe care el are posibilitatea ulterior să-l dezvolte de la un business de autoconsum către o piață comercială și către o viziune industrială a lui, pentru că mentalitatea se schimbă complet. Știți foarte bine ce înseamnă să ai 2, 5, 30, 100 de hectare versus 3 animale până la 500. Se schimbă și vorbim și de livezi. Una e să ai în spatele grădinii și alta e să faci industrial. Se schimbă complet mentalitatea, business-ul și economia și echipa cu care te ancorezi în zona asta. Simțiți că cei care vin acum nu sunt neapărat, cum am spus, sunt dornici, dar simțiți că vin și cei care au trecut de acea dorință de a avea prima meserie agricultura, să o definesc în general, ci oameni care se întorc cu fața către agricultură și vor să o înțeleagă înainte de a-și asuma un business. Un business. Mulți, da, din păcate, istoric vorbind, nu toți cei care lucrează la agricultură sunt și de profil. Da, e foarte adevărat. Avem exemple, nu are rost să le discutăm, dar creează o pondere și când ei sunt o pondere, trebuie să-i luăm în calcul. Și de nenumărate ori, acești oameni care s-au trezit titulari și posesori de un sector agricol, care întâmplător sau conjunctural, pentru că viața din România a fost mai generoasă cu anumite tipuri de achiziții de genul ăsta, au avut probleme și s-au mirat de ce nu le-a mers. Este bun să ai un flair, e bine să ai un flair de antreprenor, dar este insuficient când vorbești de performanță în business. Trebuie până la urmă să te bazezi pe niște date certe, concrete, că altfel valoarea profesională n-ar exista dacă toți ne-am bazat doar pe, știu, acum, revelații de moment. Nu spune că noi suntem cei mai importanti și alte domenii nu, dar am putea veni cu exemple când a venit un investitor și nu era român, un francez la noi și ne-a cerut ajutorul fiindcă i s-au compromis 600 de hectare de floarea soarelui, o investiție care nu este de neglijat, o investiție destul de mare și mergând pe teren împreună cu colegii să vedem din ce cauză s-au compromis acele hectare, doamna care coordona business-ul pe România avea o pregătire în domeniul fizicii, un domeniu care foarte important pentru economie, dar nu prea are e important să știi cum cade foarea de la înălțimea ei până exact, la sol, care este fizica. Și acum afacerea merge foarte bine, are un inginer pe profil, este și doamna respectivă, se ocupă de alte compartimente în afaceri și... Am avut cazuri în care veneau persoane interesate pentru un anumit sector și eventual la un telefon cereau o carte din care să poată să dobândească niște cunoștințe. Nu ajunge să citești o singură carte ca să poți să gestionezi o afacere în acest domeniu. Sunt cunoștințe mult mai complexe care vin din diverse zone și până să ajungi un specialist în anumit domeniu, totuși trebuie parcurse niște etape. Domnul Decan, aveți un as în mânecă la ora asta prin programul național cu privire la măsura de pomicultură, măsura absolut nouă plecând de la, sau în comparație cu programul vechi, unde aveam pe sistemul de reconversie doar vița de vie și celelalte erau așa cumva ascunse printre sectoarele agricole. Acum aveți un program dedicat. Simțiți
că mediul de afaceri vine către dumneavoastră și vă cere specialiști. N-am avut la un moment dat un parteneriat cu universitatea și cu dumneavoastră ca și facultate și era pe economie socială, pentru că și aici la un moment dat să știți că agricultura ca resursă nu stă mai bine sau mai prost umană decât cu celelalte sectoare. Și vedeți bine că vestul țării, chiar am citit astăzi o analiză, e 1, șomajul român în Timiș. Și 1, Radu, 1, Caraș, nici prea ai unde să te duci foarte mult. Trebuie să mergi în cealaltă zonă. Cu siguranță și agricultura suferă de un personal, pentru că nu toată este perfect automatizată. Sunt și multe activități care se întâmplă, chiar dacă nu mai sunt cu sapa și cu lopata, dar totuși necesită forță de muncă destul de dedicată. Simțiți că programul ăsta cumva va genera o efervescență la nivel de universitate? Pentru că nu toată lumea vrea să bea vin. El este o artă, dar poate pe lângă vin mai merge și un măr, da. Așa, este, se simte și ne bucură cumva faptul că există această oportunitate pe care noi indirect încercăm să o speculăm de ce să ne ascundem de acest lucru și încep să apară tot mai mulți investitori care solicită studenți pentru practică, așa cum spunea și domnul decan de la Facultatea de Agricultură, încep să apară investitori care sunt dispuși chiar să plătească practica studenților și să le acorde o bonificație acestora. Studenții sunt stimulați din acest punct de vedere și se observă un grad ridicat de interes în ceea ce privește acest sector de activitate. Noi întotdeauna am promovat acest program prin care cred că este printre puținele oportunități de a oferi absolvenților de facultate o astfel de posibilitate după absolvire cu o investiție nerambursabilă. Așa este. Este un mare avantaj pentru că acești bani care le stau la dispoziție nu sunt rambursabili. Așa este. Și valoarea lor sau valoarea nerambursabilă este valoarea pe care eu o dau business-ului pentru să fie sustenabil din ceea ce produce. Că de foarte multe ori fondurile sunt înțelese cumva că se întâmplă și se termină o dată cu proiectul. Lucru care nu este. E ca și cum viața profesională se întâmplă și se termină o dată cu ce ai terminat facultatea, deci ca atare ești plin de informație, nu mai trebuie să investești în tine. Nu, mai sunteți ales aici după ce ați terminat facultatea de profil, după ani de meserie și sunt absolut convins că dacă v-aș căuta peste săptămână, v-aș găsi la conferința 2, la seminarul 5, la parteneriatul. Pentru că piețele evoluează. Nu suntem deținători de adevăr și... Exact. Exact. Schimbările sunt continue. Și noi trebuie, cum spuneam, să adaptăm și oferta educațională și competențele. Fiindcă e foarte important în ziua de azi competențele cu care pornesc în viața absolvenții noștri. Un lucru îmbucurător, și l-au menționat și colegii mei, este faptul că mediul de afaceri se îndreaptă spre universitate. Deci ei încep să devină partenerii noștri. Noi am lansat, colegii n-au menționat, în martie un proiect pilot la nivel național. Universitatea noastră a lansat să construim viitorul împreună cu mediul de afaceri, tocmai pentru a face tranziția mai ușoară a acestor tineri către acest sector. Și practic tinerii care se pregătesc la noi, în ultimii 2 ani, practica din anul 3 și 4 de pregătire o efectuează în unități de profil. Asta e foarte important. Și deci, practic ei au luat contactul, nu numai cei de la medicină veterinară, cei de la agricultură și cei de la horticultură și cei de la tehnologia produselor agroalimentare și cei de la management care lucrează în unități hoteliere, pe partea de dezvoltare rurală și pe partea de servicii conexe. Și așa mai departe. Domnul decan, simt că și evoluția zootehniei începe să aibă, a avut și am un regres ca și pomicultura, că știu că au fost două domenii care au mers la vale din lipsă de responsabilitate, că altfel nu pot să definesc și dacă aș defini altfel, cred că ar trebui să mute emisiunea un pic după ora 10, să mă exprim mai sincer, dar atunci o spun doar din lipsă de responsabilitate și o las așa. Simțiți că noile programe duc din nou zootehnia acolo unde trebuie să stea? Pentru că noi ne-am uitat de-a lungul a 10-15 ani și am văzut foarte multe din unități de procesare care se bazau în industria lor pe import. Carnea de import, producție de import, puțini oameni care pricep
și și-au asumat să facă ferme zootehnice, pentru că nu e atât de simplu. Dacă la câmp nu mergi în fiecare zi, se fermă, cam trebuie să fii și rezultatele sunt vizibile. Cu mare drag. Da, mulțumesc. Fermele zootehnice, dacă vorbim despre ele, la un moment dat au dispărut, pentru că sistemul de proprietate și de modul de lucru în aceste ferme nu a fost adecvat, iar zootehnie să faci în gospodăria populației cu 2-3 animale, aia nu este zootehnie, adică nu e performanță, ci mai mult un fel de hobby. Țin 2-3 animale acasă, pe care de la care pot să valorific sau nu producția obținută, și aia e un fel de agricultură de subzistență. Cei care au simțit cam în ce direcție se mișcă lucrurile, au început să-și dezvolte, la început, mini-ferme, și aceste programe de care vorbeați anterior au contribuit în oarecare măsură ca să le dea o subvenție financiară, o susținere financiară, și în același timp cred că a fost o mică școală pentru cel care se pregătește să aibă o fermă mai mare, unde dacă ai câteva sute sau mii de capete de animale, lucrurile se pun cu totul altfel decât acolo unde avem 5-10 animale într-o gospodărie. Și atunci, cei care au simțit că direcția este cea de care vorbim, dezvoltarea unor microferme sau ferme cu exploatare de tip industrial, intensiv, în care animalul intră și într-o perioadă relativ scurtă ajunge la performanțe, fie să fie sacrificat, fie să dea producții pe care apoi să le poată valorifica fermierul. Ei, aceste ferme încep acum să iasă și să se dezvolte și cred că asta este viitorul fermelor de tip zootehnic. Cei care își închipuie că pot să mai țină animale 2-3 într-o gospodărie și cu astea să spunem că avem zootehnie în România, cred că se înșală și nu în direcția asta va trebui să ne dezvoltăm. Deci, până la urmă, performanța ține și de modul în care tu te coordonezi și te focusezi pe anumite capacitate. Și ce spuneați dumneavoastră despre gospodăria țărnească, ea reprezintă, din punctul meu de vedere, mai mult simbolistică decât valoarea adăugată. Este raportul istoric, valoarea, tradiția care ar trebui să rămână acolo, nu neapărat să câștige din rentabilitate, ci să câștige din a-și prezenta gospodăria într-un lanț scurt, a-și valorifica produsul într-un agroturism, într-un serviciu a unei comunități, și să ne mai ține conectați de vaca care este alb cu gri și alb cu maro și alb cu, nu cu mov. Uităm de multe ori până și culorile animalelor, cum că reclamele de multe ori ne creează o percepție greșită. Și ele au rolul de a ne educa să înțelegem valoarea muncii. Și eu cred că gospodăria de autoconsum și de educațională, cel puțin pentru generația care este lipsită de contact în mod direct, când toată lumea merge într-o fermă, sunt norme de securitate, sunt anumite lucruri care nu se pot încălca. De multe ori în România mai mult decât în alte țări, și asta ține de modul în care noi am negociat anumite aspecte, dar ea are un rol, cum spuneați dumneavoastră, strict, tradițional, educațional și o interfață cu celelalte lucruri. Dar în viitor poate reprezenta un sector important, fiindcă dacă se trece spre eco, spre anumite zone, și este combinată cu agroturismul, chiar poate să... Și nu neapărat un agroturism propriu, că de multe ori ni se pare că noi trebuie să avem totul în curte, ci la nivel comunal să ai toate sectoarele, să poți să deservești 2, 3, 5, pentru că e imposibil să ai în cadrul unui agroturism toate produsele pe care tu în gospodărie le ai. Și atunci tu trebuie să selectezi partenerii tip gospodăresc din zona ta, ca să poți oferi un produs proaspăt, chiar să faci o vizită, ca să-i duci pe cei care vin în zona respectivă, să nu vadă doar un drum asfaltat sau încă o cameră pe care oricum îl ar putea să o aibă acasă. Și să găsească acolo lucruri care sunt inedite pentru el, care le vede la zoo pentru animale sălbatice și care le vedea în mod firesc și natural, sau care măcar să lase prilejul părinților să povestească copilor cum erau când erau mici la bunici. Pentru că asta s-a întâmplat. Mai există în zona rurală acest tipuri de gospodării. Din păcate, tot mai puține, pentru că se depopulează de multe ori zona asta. Da, credeți că aceste măsuri pentru tinerii fermieri sunt
pentru toți o rampă de a se duce în zona respectivă sau de foarte multe ori se opresc aici, își nișează cumva nevoia, am sprijinul, văd cum trag de el, văd de ce mai fac după. Aveți posibilitatea, după ce se termină stagia de practică, după ce tinerii de la dumneavoastră pleacă, aveți posibilitatea prin consiliu să vă mai întâlniți cu ei, să-i mai urmăriți, să mai le dați câte un sfat, să mai înțeleagă că și dumneavoastră, meseria dumneavoastră, învățați în fiecare zi și la ei competiția, pe urmă, te ține, nu într-o zonă de confort, competiția te ține antrenat, permanent, nu neapărat ce faci tu, ce fac toți în jurul tău ca să-ți mai ia piața produsul tău, că până la urmă piața decide valoarea produsului tău. Orice universitate își monitorizează absolvenții, fiindcă e mândria propriei universități și rodul muncii depuse, iar noi ne mândrim cu absolvenții noștri, fiindcă au fost chiar oameni de succes care au contribuit la dezvoltarea acestui sector. În universitate noi avem o fundație, Excelsior Alumni, prin care facem, să spunem așa, o monitorizare sau menținem contactul în permanență cu absolvenții noștri și fiecare facultate are o evidență foarte clară a absolvenților, a locului în care aceștia își desfășoară activitatea. Ne întâlnim la diverse acțiuni. Plus, practic, suntem în manifestările științifice, toate târgurile care sunt expoziționale, toate, chiar noi organizăm Banat Agralimo, acea expoziție pe zona de vest, ori mare parte din expozanți putem spune că sunt au trecut prin filtrul nostru de pregătire, deci sunt absolvenții noștri. Deci știți, cu nume, cu prenume, cu prenume, exact. Cu educație, cu deci, întregă... Plus, de exemplu, noi la domeniul medical veterinar, medicii din teren care profesează în libera practică, prin Colegiul Medicilor Veterinari, sunt obligați să participe la un număr de conferințe, de prezentări științifice în care se prezintă lucrurile noi. De obicei sunt implicați profesorii din facultate ca și lectori, iar colegii din teren vin acolo, uneori pun întrebări care ne pun pe noi în dificultate și în felul ăsta există o colaborare și cam cunoaștem unde sunt, la ce nivel sunt, unde s-au inserat pe piața muncii, ce nevoie au și încercăm în măsura în care putem să contribuim cel puțin pe plan științific la împlinirea unor nevoi. Și asta e foarte bine, pentru că și la nivel de organizație, ca instituție de învățământ, sunt absolut convins că sunteți atenți la tot ce se poate întâmpla în zona parteneriatului noastră, inclusiv prin fonduri OPNL. Sunt la o parte fondurile care se adresează studenților și viitorilor specialiști pe care îi trimitesc către piață, prin anumite canale care am înțeles că deja sunt destul de bine conturate. Noastră, ca autoritate, ca instituție, participați separat la tot felul de programe de pregătire, la programe de parteneriat, inovative, diseminarea informației. Eu știu câteva, nu știu unde sunteți cu fiecare, pentru că fiind un agregat instituțional complex, e puțin probabil să cunoști totul, numai dacă ești din top managementul universității, și știu că sunteți foarte atenți la sectorul privat, la aceste parteneriate. Simțiți că 2020 este o provocare cu final, să nu zicem neașteptat, dar simțiți că 2020 este un punct de cotitură pentru agricultura românească? Din punct de vedere al investițiilor, din punct de vedere al banilor, nu al parteneriatului, că astea sunt absolut convins că... Eu sper că până în 2020 fermele și afacerile care s-au început pe acest sector să fie suficient capitalizate, fiindcă la ora actuală cred că nici dumneavoastră, nici noi nu putem afirma cu certitudine ce va fi după 2020. Legat de finanțări, dacă rămâne sistemul de subvenționare, cum se vor face finanțările din acest sector. Dar noi avem crezul acesta că cei care au început și traversează această perioadă bună pentru agricultură se vor capitaliza suficient și vor fi capabili pe propriile forțe să depășească orice obstacol. Acum, legat de atragerea acestor fonduri, fiindcă eu discuție
de ani de zile la nivel național. Noi am prevăzut oarecum, din 2007, în planurile de învățământ, avem un curs de elaborare, de scriere de proiecte pentru atragere de fonduri europene, de monitorizare. Chiar avem colegi care spune că stăpânesc destul de bine acest domeniu și încercăm să-i pregătim încă din facultate, ca absolvenții noștri să aibă cunoștință ceea ce înseamnă un proiect. Și în momentul în care ajung și merg la un consultant pentru a li se întocmi un proiect sau și-l scriu chiar ei, să știe ce se ceară acelui consultant, să știe la ce indicatori își asumă, să cunoască care sunt riscurile și așa mai... Deci învăța să poată să comunice într-un limbaj procedural, da, și să comunice ideea pe care o au privire la dezvoltarea afacerilor în sector. Ei merg cu o idee la un consultant și au nevoie de o sursă de finanțare pentru a-și finanța ideea respectivă. Eu m-aș bucura tare mult ca tinerii pe care îi pregătiți să vină cu idei corecte, concrete și bazate pe realități. Pentru că de multe ori mulți au venit împrumutând ideea consultantului, lăsând consultantul la latitudinea percepției generale și a unei statistici generale, el confundându-se sau nu cu acel parametru și a preluat proiectul mai mult de frica de a nu se opune unui sistem de finanțare, pentru că nu l-a înțeles. Și atunci l-a acceptat într-o formă brută a lui, după care la momentul implementării mulți au avut eșec, alții au avut costuri suplimentare, pentru că în momentul în care el trebuia să-și spună corect și să-și prezinte ideea, a avut o oarecare, un complex de inferioritate, că nu a cunoscut limbajul unui finanțator. Nu ăsta este secretul. Ei trebuie să fie foarte, foarte bine axați pe ce vor să facă ei business, pentru că o procedură de finanțare nu este tipizată. Este un grad de confort care de multe ori a fost inoculat. Antreprenorul, las că ăsta e modelul de succes. No. Scrieți aici numele și datele de identificare, că așa a funcționat. Și nu este în abordarea substanței pe care el poate să o pună. Pentru că fiecare vede lucruri diferit și fiecare se comportă diferit în business-ul lui. El se raportează la piață, dar comportamentul profesional diferă de la specificul fermei, de la referința sau de la nivelul la care începe el. Sunt copiii de astăzi, tinerii de mâine, specialiștii, mai hotărâți când se pun în fața investitorului? Pentru că ăsta este momentul cheie al acestei emisiuni. Sunt mai hotărâți să-și spună corect și să fie stăpâni pe valoarea pe care ei vor să o pună? Pentru că un investitor nu așteaptă doar să faci o conformitate de informații, ci așteaptă ca cel care este în fața ta să înțeleagă fenomenul. De foarte multe ori comunicarea este una psihologică, lăsând la parte de procedură pe care un evaluator o cere, pentru că este un standard. Dar în acea procedură este nevoie de substanță. Este tânărul specialist al noastră mai hotărât, acum mai conectat la nu a impune, ci aș pune ideile concrete în limbaj, dar ale lui, cu proprietar de idei mai adaptat zonei, pentru că este foarte important să preia și frâile managementului, că este managerul până la urmă. Conectivitatea consultantului cu o instituție, fie bancară, fie de finanțare, fie de o altă sursă de finanțare, este una care pleacă fără să preia responsabilitățile lui. Lui rămân responsabilitățile, el cel care semnează contractul și își gestionează și răspunde de întreaga procedură, dar răspunde de informațiile reale. Îi simțiți pe tineri mai dorni să preia această atitudine de om de afaceri specialist? Răspunsul este da. Fiindcă spuneam la începutul emisiunii, încep tineri în ziua de azi să fie conștienți și vin absolvenți de licee foarte bune, când ar putea să meargă foarte bine spre alte domenii, medicină, IT, și vin și spun: eu vreau să fac agricultură. Deci cei care în ziua de astăzi aleg să vină la universitate, noi spunem că sunt hotărâți ca în viitor să dezvolte afaceri pe acest domeniu. Și asta îi motivează. Pun presiune pe dumneavoastră, și ei pun presiune pe noi. Vor informații, să capteze, ca să fie cât mai bine adaptat. Piața și să muleze informația, nu să rămână o teorie. Cred că nu ar trebui ignorat un alt program pe lângă PNDR-ul, cel care oferă acea finanțare nerambursabilă. Noi, ca universitate, suntem eligibili și pe un alt program. Este vorba de programul operațional Capital Uman,
unde au fost eligibile stagii de practică și unde universitatea a accesat mai multe programe care sunt încă în evaluare. Și aceste programe au presupus realizarea unor parteneriate cu agenți economici, cu fermele, cu firmele de profit sau cu fermele, mă rog, în care ei puteau să-și efectueze aceste stagii de practică, și programul în sine a presupus beneficii de ambele părți. Și pentru agenții economici care luau studenți în practică, și pentru universitate, dar și pentru studenții noștri. Da, știu că aveți program. Noi am avut, am spus în trecut, un program cu dumneavoastră, numai că era axat pe zona de economie socială, pentru că în România, să știți că o resursă de capital uman este în această zonă, care este un pic adormită și cumva susținută de stat mai mult decât ar trebui, și este o resursă foarte importantă pentru orice sector. Noi am lucrat cu universitatea noastră, e vorba de pregătirea pentru adulți și nu cei care vin acolo, și vreau să vă spun că acea stimă față de profesor universitar care a venit acolo a fost fantastică. Trebuie cu aceste companii care lucrează pe zona de resurse umane să duceți mai departe mesajul profesional, chiar dacă este pe module de 3-6 luni în funcție de ce aveți, să duceți valoarea aproape academică a modului în care prezentați, pentru că de foarte multe ori și în această zonă de lectorat lucrurile sunt și au fost un pic gri. Au apărut foarte mulți lectori lăsând la o parte sistemul educațional original și au apărut lectori de pe tot. Sunt convins că valoarea profesională tot de dumneavoastră e dată pentru cei care sunt școala adulților, și sunt mulți oameni, așa cum vă spuneam, agricultura de foarte multe ori a preluat tot ce a prins în piață. Bun, rău, dacă a știut un pic cu niște utilaje, cu niște cursuri, i-a explicat cineva să aibă niște abilități practice, a fost suficient. O valoare, eu vă spun, am avut niște profesori noastre, au fost atât de încântați, și jumătate din cei care au făcut cursul acum sunt angajați. Nu neapărat că la momentul în care au venit au și descoperit marea provocare, dar după ce au avut valența profesională și încurajarea, au văzut-o mai în serios. Pentru că și postdrumul la un moment dat era un fel de job. Jobul de a fi cursant. Haideți să nu trecem ușor peste lucrurile care, statistic vorbind, a fost. La un moment dat, jobul de a fi cursant era un job bine plătit. Masă, casă, transport și o subvenție. Ați reușit să depășiți și am reușit să depășim aceste lucruri, și e bine ca pe viitor să încercăm să eliminăm lucrurile astea. Sunteți, da, o sursă de profesie chiar pentru lanțul scurt. Cum stați în zona de cercetare, de inovare? Înainte se pregătesc acum lucruri de cooperare. Acolo, să mai completez ceva, dacă îmi permiteți. Studenții noștri, pe lângă experiența care pot să o aibă în România, în locuri de muncă și de practică din România, pot să beneficieze la ora actuală prin programul Erasmus Plus la experiențe fie în domeniul didactic sau în planul acesta al învățării într-o universitate din Uniunea Europeană, în care să se compare cu tinerii din Europa de la ora actuală, sau să aibă o experiență practică sau de practică în țări din Uniunea Europeană. Și sigur că de acolo vin total schimbați și, din fericire, la ora actuală, cei mai mulți care vin cu idei de a le pune în practică aici și nu cu gândul de a cum se face sau cum se fac să ajung înapoi acolo. Vin cu idei de acolo și vor să le pună în practică aici. Aceste programe de schimb de studenți prin programul Erasmus au deschis o portiță prin care cred că tinerii care vor lucra în viitor în agricultură vor putea să implementeze tehnologii sau metode sau, să zicem, modele de lucru din vestul Europei, să le implementeze la noi în țară și prin asta să aducă un plus valoare pentru agricultura românească. Acum, în vestul țării, a venit Uniunea Europeană peste noi în agricultură. Da. Și un alt de multe ori trebuie să mai meargă până. Iese un pic din afara universității și deja de un investitor străin în zona de agricultură. Un alt aspect foarte important pentru tineri legat de programul Erasmus îl reprezintă faptul că aceste stagii de practică pe care studenții noștri le efectuează în alte universități sau în alte companii din afară, că pot să meargă și în cadrul unor companii, le sunt considerate ca și vechime în muncă. Iar la întoarcerea în țară, știți, un tânăr termină facultatea și la CV scrie: am desfășurat o
3 luni sau 6 luni la o multinațională sau într-o companie din afară, ceea ce reprezintă un atul la angajare. Dar eu m-aș întoarce, cu permisiunea dumneavoastră, foarte puțin la acel postdru și aș face o precizare că universitatea, noi am implementat programe postdru, nu am mers pe principiul pe care l-ați enunțat. Statistică, deci, la dar certificat. Dar nu programele implementate de universitatea noastră, noi chiar am încercat să furnizăm competențe și cred că toți colegii mei sunt în asentimentul meu. Am fost implicați și în programul Cezar, programul Ministerului Agriculturii, în programul MACHIS, finanțat de Banca Mondială. Am fost apreciați, am fost lăudați. Dascălii universității noastre sunt căutați și solicitați de către companiile care implementează astfel programe în calitate de lectori, inclusiv acum pe măsura 1. Avem și noi depuse, nu spunem, pe aproape jumătate de țară proiecte. Sperăm să le și câștigăm. Și unde nu am depus noi, foarte mulți colegi se regăsesc ca lectori în cadrul altor asocieri de firme care au depus. Acel program, deci, de decembrie-ianuarie, care trebuia să iasă în martie și... Va ieși. Da, va ieși. Va ieși. Mai trece un ciclu agricol până... Noi sperăm că va ieși. Iar toate instruirile și în cadrul universității, atât fermieri, sau să spunem specialiști, absolvenți de studii superioare, fie că s-au pregătit la medicină veterinară, la agricultură sau la horticultură, chiar au plecat încântați și împliniți că s-au pus la punct cu noile sisteme, cu noile tehnologii și nu au fost doar așa o lună sau o săptămână de vacanță. Mini concediu la Timișoara, nu suntem adepți și nu încurajăm astfel de practici. Ele sunt complementare, pentru că omul trebuie să simtă și valoarea, nu totul se face sub presiune, trebuie să simtă și o parte a bucuriei de a împărtăși. Adică nu totul merge, știți, ca pe bandă. Omul trebuie să ducă acolo și să fie un probabil, dacă încurajarea și încrederea ține și de o anumită disponibilitate de a comunica la modul... Dar am văzut, sunt foarte mulți profesori noastre care au activitățile urmăresc pe Facebook. Dacă se înțelegea, probabil și la nivel național, în privința evaluatorilor, fiindcă în momentul în care la noi putem oferi cunoștințele teoretice și cunoștințele practice. Noi dispunem de o stațiune didactică, dispunem de o suprafață de teren considerabilă, dispunem de ferme, dispunem de centre de instruire, de centre de cercetare, de centre de inovare. Avem o unitate de extensie care funcționează, prin care încercăm să facem transferul de cunoștințe către mediul de afaceri. Vă rog să urmăriți numai ultimii ani la saloanele de invenții la nivel internațional, nu național, și național suntem foarte prezenți, dar la Barcelona, la Bruxelles, când colegii de noștri cu activitatea, rezultatul muncii de cercetare au venit în fața lumii și au fost foarte studenți. Studenți. Iar în toate colectivele acestea de cercetare sunt implicați și studenții. Sunt implicați și studenții. Acum, dacă ar fi să ne raportăm din punct de vedere al dotării pentru cercetare, noi putem spune că depășim chiar foarte multe institute din vest. Da, am văzut. Au fost foarte multe proiecte implementate, s-au achiziționat aparate, sunt colegi pregătiți și rezultatele deja încep să apară. Eu v-aș duce mai mult și... în sistemele astea, vă spun sincer, pentru că văd încă la nivel național autorități care sunt de-a dreptul sugrumate de volumul de muncă și de birocrație și de foarte multe ori ar trebui să preluați frâiele unor tipuri de activități care să nu țină de o anumită autoritate. Și aici n-aș vrea să dau exemple pentru că nu ăsta e scopul, dar știu că sunt destul de multe autorități care au o birocrație nu neapărat creată de ele, ci de un anumit sistem legislativ și sunt efectiv sugrumate și cred că toți profesorii care aveți și toate cadrele acolo dau o mână de ajutor fantastică pentru a fluidiza, plecând de la studii pedologice până la verificări de evaluare pe proiecte. Deci multe, multe lucruri ați putea să le dezangajați absolut corect, absolut partenerial. Cred că aș lua toate universitățile de profil și autoritățile publice locale care au terenuri, care au încă lucruri neclare sau care nu sunt lucrate, cu
prioritate de a da către dumneavoastră să creați aceste ferme pilot, nu numai în cadrul universitar sau în arondate lângă, ci ferme pilot în oriunde se găsește un loc, ca oamenii să găsească apartenența dumneavoastră până acolo. Și ar fi foarte important și ar fi o punte pentru cei care s-ar putea să ducă acasă și în zona respectivă să găsiți o modalitate de fermă pilot, pentru că se discuta la un moment dat la nivel național că acea diferență de pământ sau de disponibilitate se ducă către tânărul fermier. Eu cred că sub cupola universității se întâmplă acest lucru. Pentru că lucrurile sunt mult mai simple să înțelegi nu doar diploma lui, încă o dată, ci să ai relația cu persoana deținătoare de diplomă și să poți să-i generezi o valoare antreprenorială business-ului. Un evaluator standard nu vede decât documente. Contactul cu persoana din spate care este antreprenor este foarte scurt, pentru că nu-i permite timpul, aglomerarea și multe alte lucruri. Aveți oamenii sub monitorizare ani de zile. Da, și cred că aici sunteți reprezentați și în Comitetul de Monitorizare al Ministerului Agriculturii. Suntem absolut bine reprezentați și acolo și știu persoanele care vorbesc în numele universităților. Haideți cumva să veniți în zona asta, pentru că chiar întârzierile astea care se întâmplă acum pe fonduri europene este pentru că cei care ar trebui să le furizeze sunt blocați. Sunt blocați și ar trebui să veniți mai aproape de ele și haideți să facem împreună aceste diligențe de a prelua în mod real lucrurile astea. Tânărul fermier n-ar trebui să ajungă într-o altă instituție, credeți-mă. N-ar trebui să plece de la dumneavoastră dacă nu este deja, îl aveți acolo, la 5 ani sau 6 ani, cum spunea domnul decan, aveți timp să-l vedeți și nu o persoană. Aveți timp, o întreagă echipă de profesori care îi cunoaște plăcerea sau îi simte pasiunea, pentru că nu se poate să considerăm că tot ce se întâmplă în respectiva facultate, omul îi cade cu aceeași plăcere materia. Sunt feeling-uri, sunt lucruri care le descoperă odată cu ele, le descoperă prin ce insuflă profesorul sau cel care este mentor acolo. Asta ar fi trebuit să vină foarte mult la dumneavoastră, cu riscul de a... Disponibilitatea există din partea universității, din partea colegilor. Trebuie doar să mai multă încredere spre anumite instituții, de data aceasta, instituții, și mă repet, care să aibă încredere să apeleze și ajutorul va fi necondiționat din partea universității. Acum, îmi pare rău că ați pierdut vreau să punctez. Era un instrument fantastic de feedback pe care l-aveați în mână. Asta este. Haideți să nu... Noi facem învățământ și nu ne ocupăm de... Suntem într-o academie în care trebuie să vedem lucrurile care se întâmplă cu noi și dincolo de universitate. De învățământ, din păcate, anumite instituții ar trebui să înțeleagă că patrimoniul de care dispune universitatea este un bun public și noi îl punem prin activitățile desfășurate tot în slujba publicului. Și se întoarce spre societate. Ori știți că noi în ziua de azi suntem bombardați de procese, să ni se ia terenul, că avem prea mult teren, dar noi tot ce avem este doar pentru societate și ceea ce noi învățăm acolo generații de oameni care se vor întoarce în societate, vor aplica și tot societatea va avea de câștigat. Te rog să se acum, o deschidere din partea noastră există și a existat în ceea ce privește prezența în cadrul anumitor instituții la nivel central care gestionează această latură a programelor de finanțare și în ceea ce privește viitorul program național de dezvoltare rurală, sunt deja persoane care au fost nominalizate pentru a face parte din grupurile de lucru la nivel de Minister al Agriculturii pentru următorul PNDR. Și așteptăm noi solicitări pentru a putea lărgi această zonă de consultări, să spunem așa, în ceea ce privește participarea universităților în cadrul unor astfel de comisii. Dar în momentul de față avem persoane care sunt desemnate și care periodic participă la ceea ce înseamnă redactarea noului program. Sperăm noi să se regăsească multe dintre sugestiile lor și dintre opiniile lor în viitorul PNDR. Știți cum e și acolo? Este foarte bună ideea acolo, dar e important cât aderă la ea. Pentru că într-un proces decizional, domnul Cristie, tot ce este supus votului
ține de majoritatea de vot. Țara aceasta aici are 4 universități care de mai bine de, cu o vechime de peste 100 de ani, care pregătesc pentru acest sector. Și n-au fost solicitate, care înțelegeau, cred că, cel mai bine fenomenul acesta agricol. Și PNDR-ul din 2007 și cel din 2014. Și credeți, domnul decan, că nu se vede lucrul ăsta? Credeți că la nivel nu, aici nu discutăm de fiecare proiect în sine, că până la urmă sunt piesele unui puzzle și la un moment dat, dacă pui piesele, chiar dacă ele din punct de vedere fizic sunt cuplate, dacă imaginea și piesa nu-i pusă în întrebe, imaginați-vă ce peisaj se vede de ansamblu. De multe ori este ca un lucru pestriț, pentru că nu a fost continuat de la educație până la antreprenoriat, până la valoare adăugată. Și aici, de la dumneavoastră care pregătiți omul, da, și insuflați o anumită valoare, până la cel care este mentor la nivel de antreprenoriat, până la piață și educația pieței și până la forma în care întreaga structura asociativă a agriculturii, pentru că nu există o piață în care tu să poți lucra individual, fie ca om, fie ca entitate, trebuie să existe un echilibru. Dacă intervenția în acest lanț, că noi îl definim lanț integral sau fie de produs, sau luați-o cum vreți din punct de vedere al cuvintelor bruxeleze sau de procedură. Dacă în acest lanț intervin dezechilibre și nu sunt oameni cu responsabilități unitare și nu sunt oameni care generează de la bun început de așa, apar aici colo câte unul care dorește să se audă prin minuta unei ședințe, n-am făcut nimic la final. Pentru că întreg pastelul ține de armonia întregului sistem până la final. Și oameni care să reprezinte interesul național, o spun eu public. Fiindcă probabil v-ați dat și dumneavoastră seama. Eu cred că interesul național l-am cam rătăcit undeva în... Da, l-am uitat. Istoria modernă, ca să nu... Sau recentă. Da, sau istoria recentă. Sau recent. Și aici vă spun așa ca o mică istorioară. Înainte de 89, eu eram la liceu, era un liceu agroindustrial. După 89, prinzând schimbatul sistemelor de învățământ, am terminat un liceu real. Și vreau să vă spun că mi-a părut atât de rău, la nivelul copilului de 16 ani atunci, că eu trebuia în clasa 10-a să am carnet de tractorist. Conducerea tractorului. Exact. Nu era o mare brânză, dar pentru mine era prima realizare la nivelul copilului care îmi dădea mie dreptul să am eu posibilitatea să mă sun pe un, să uit pe un agregat și vă spun, cu atâta de dorință am învățat tractorul ăla, cred că știam să-l recompun ca un joc de puzzle, nu neapărat că vreau să devin inginer mecanic, ci dorința de a cunoaște bunul pe care eu la un moment dat am un drept, și nu era un drept de a merge pe drumul, ci era doar să fii în... Vă spun, am simțit așa un gol că mi s-a luat această șansă să devin tractorist. Și acum de multe ori am impresia că sistemul agricol preuniversitar ar trebui să fie pus din nou acolo unde stă bine. Nu discutăm acum politica statului cu privire la acest sector, se văd rezultatele, vorbesc de la sine. Dar aș vrea măcar dumneavoastră să recuperați lucrurile care la un moment dat s-au pierdut. Nu trăim să fim consumatori cosmopoliți și să consumăm etichete cât mai diversificate din toate părțile lumii. Da, respect toate celelalte sisteme, respect toate celelalte culturi, tradiții, inclusiv o tradiție de alimentare și e bine să cunoști lumea în care te învârți. Dar nu este suficient să fii dependent de asta. Nu cred că este sănătos să fii dependent mai mult de ea decât propriul tău bun național și avut. Și nu mi-e frică de faptul că sunt investitori în agricultură, pentru că nu este posibil ca sector cineva să plece cu roaba de pământ dincolo. Dacă sunt alte tipuri de resurse care pot la un moment dat să treacă granița, fluxuri de capital, fluxuri de tot felul de alte materii, cu pământul puțin probabil fii să pleci. Cu produsul lui, da. Și aici statul ar trebui să fie foarte atent. La modul ca de la cota zero, ca să o definim așa, ce se întâmplă cu produsul și care este filiera lui. Că vedem cum stăm în zona de fiscalitate. Dar cu pământul nu pleacă nimeni. Puțin probabil să muți o graniță, să muți un pământ. N-am pierdut încă trenul. Am ratat niște pași. Suntem ca la alunelul. Noi suntem cu doi pași înapoi și cu încă doi înapoi. Am ratat un tempo de dans.
în zona asta. Dar putem să recuperăm, pentru că simt că noua generație și care trece la dumneavoastră este mult mai pragmatică și are fraze scurte și foarte vehemente în fermitate, nu vehemente în atitudine. Eu am fost de multe ori plăcut surprins și rămas fără cuvinte când au venit tineri și mi-au spus în trei fraze exact ce vor. Nenegociabil. Vreau asta, vreau asta, vreau asta. Și s-au pus în fața mea cu egalitate și cu o naturalețe a egalității pe care pe mine nu că m-a șocat, ci efectiv nu venea să las să plece, că aveam nevoie să mă încarc cu asemenea copii care vin de la dumneavoastră, că sunt dornici să facă lucrurile clar și avea o viziune foarte corectă și spunea, știu că vreau produsul cu tare, știu că am o piață acolo, știu că nu vorbeau, prea puțin vorbeau să dea în zona de retailer. Prea puțin își doreau să intre într-un mecanism regional sau global. Știau exact că produsul are certe valori și aveau piețe dedicate pentru ei. Asta trebuie să-i lege. Relația directă. Și aici sunt. Dar să știți că, mă iertați că vă întrerup, este o consecință a recunoașterii acestui domeniu. Fiindcă spuneați și dumneavoastră, imediat după Revoluție, s-a spus, nu mai e, agricultura e ceva... Hai, lasă, că oricine și oricum... S-a asemenat cu urâtul cuvânt sau înțelesul prost al țăranului. Exact. Dar nu, și al comportamentului neapărat, care a dat o valoare proastă țăranului în sine. Toți ar trebui să luăm bunul simț și modestia de la țăranul adevărat. Asta ar trebui să se preia în societate. Și chiar ar fi nevoie să se preia. Datorăm mai mult țăranului decât... Exact. Deci asta ar trebui preluate de la țăran și e chiar un cuvânt frumos și nu trebuie să-l ducem în derâdere. Chiar ne putem mândri, fiindcă au jucat un rol important și de lungul istoriei acești oameni și chiar merită toată recunoștința societății în ziua de azi. Dar spuneam, fiind o recunoaștere a acestui domeniu, și tinerii care merg în domeniu se simt împliniți și vin cu toată forța și își canalizează toată energia, fiind siguri de succes. Anul trecut, și probabil cu siguranță va fi și anul acesta, au fost pe tot centrul universitar Timișoara două universități care n-au avut probleme în a-și acoperi capacitatea de școlarizare. Medicina și agronomia. Și asta spune mult. Asta spune foarte mult. Ca nație spune totul, că ne întoarcem către meserii, nu doar către lucruri teoretice. Spune foarte mult. Asta spune foarte mult și de ce faceți dumneavoastră acolo. Pentru că oamenii nu vin de dragul că aveți un campus frumos, bine aranjat și ce de administrativ reușesc să... Noi avem o datorie de a duce mai departe o istorie de peste 70 de ani. Au fost generații care au contribuit, fiecare la rândul ei, pentru a consolida și aduce universitatea acolo unde este astăzi. La recunoașterea de care se bucură, la... Bineînțeles că fiecare generație și-a pus amprenta. Generația mea, generația actuală, a mers spre deschidere, spre internaționalizare. Deja la ora actuală noi funcționăm cu programe de predare în limba engleză, chiar dacă vorbim de agricultură, de medicină veterinară, de tehnologia produselor agroalimentare. Printre studenții români regăsim și belgieni, regăsim și greci, regăsim și australieni, studenți și de peste tot din lume. Care și bănesc că vă întâlniți la un moment dat cu ei în diferitele care vin și care doresc să învețe meserie aici, în România. Am avut acum două săptămâni, a fost o întâlnire de 30 de ani de la absolvire și a venit un student grec care conduce o companie multinațională în Grecia, noi spunem numele, nu facem reclamă, deci oameni pregătiți la Timișoara. Dar eu mă bucur să agronomia de la Timișoara a dat doi miniștri. Academia de... Da, ai domeniului, fiindcă și medicina veterinară este tot partea acestui domeniu. Eu sper să mai dea, pentru că până la urmă, de unde vrea să vină ministrul agriculturii de la... Nu, este o normalitate. Nu din zona IT. Am ajuns în ziua de azi, am ajuns la o normalitate, fiindcă știți că au fost... Înainte ne bucuram să fie... Da, au fost și din alte domenii, fiind că era acea percepție că oricine poate să facă agricultură. Dar agricultură la nivel de performanță, de succes, nu se poate face fără știință, fără tehnică. Și nu totdeauna lucrurile se mișcă în domeniul nostru cu viteza cu care am dorit noi. Pentru că noi le vedem într-un anume fel și
până societatea, legislativul le percepe, lucrurile mai trenează. Vreau să spun vis-a-vis de zona agroturistică, din punct de vedere legislativ, recent, de fapt în primăvara aceasta, s-a dat drumul la acea acte legislative care sunt necesare de a deschide puncte de sacrificare și de prelucrare a cărnii la nivel de sat, la nivel microproducție, ceea ce va permite zootehnistului să își crească acolo animalele lui, să le sacrifice în abatoare de capacitate mai mică, care apoi să-i permită să producă niște produse, fie eco, fie bio, fie cum, în mod tradițional, și să le valorifice în așa fel încât cel care vine în vizită acolo să mai dorească să vină încă o dată pentru că a gustat ceva acolo deosebit sau a văzut un proces tehnologic de la animal, din grajdul animalului până pe masa de bucătărie, cum se prepară și în felul ăsta să putem să atragem pentru domeniul agroturistic. Și cum stă acest program, domn profesor? De la inițiere, care este stadiul acum? S-a demarat ceva? S-a demarat din punctul ăsta de vedere, cel puțin pe latura aceasta de abatorizare. Chiar recent, săptămâna trecută, discutam cu un absolvent de-al nostru care are o fermă de ovine, dar în același timp a zis, hai să dezvolt și o fermă de pui de carne, undeva între 2.000 și 3.000 de pui de carne pe serie, și îi prelucrează într-un abator din acesta de capacitate mică, are deja clientela formată, nu retailer și nu alții comercianți, și omul spune, din asta mă dezvolt, și o facea cu pasiune. L-am felicitat în mod personal, mă bucur pentru realizările tale, pentru că era unul dintre studenții noștri care nu era în top la învățat, dar era la toate activitățile acestea. Avea simțul practic mai aproape. Exact. Inteligența socială. Foarte orientat și a speculat o chestiune de genul ăsta, care acum îl face să fie în top în zona lui cu producerea de carne de pasăre și producerea de carne de ovine. Am să știu că în sectorul dumneavoastră încă la momentul ăsta există o presiune pentru regulamentul european cu privire la gestionarea gunoiului de graș. Știu că exista un program la nivelul Ministerului Mediului de a crea acele gropi comunale, pentru că e destul de greu ca fiecare fermier cu fermă de zonie să-și gestioneze, să găsească amplasamente la distanțele care erau ingerințe europene. Știu că cei care depun acum proiecte pe zonie încă au această problemă, că în acele areale programul care ar fi trebuit să completeze sau să vină sprijinul lor a rămas pe undeva pe parcurs. Și discutam cu crescătorii de animale și cu asociații, au acest impediment, pentru că acest regulament nu mai ține de modul în care proiectul lui se desfășoară la nivel de timp, ci intervine mai devreme decât iunie 2018, intervine mai devreme decât maturitatea proiectului în sine. V-a întrebat cineva de lucrul ăsta, cei de la mediu, v-au cerut o părere, pentru că totuși, repet, nu putem ca stat să nu vorbim cu cei care sunt în zona asta. Da, au fost consultări cu colegii din universitate, dar eu v-aș întreba, și cunosc faptul că ați umblat în Europa Vestică, ați văzut fertilizându-se cu gunoi de grajdă? Permanent. Peste tot? Absolut. Da? Și acolo nu deranjează. Oare de ce la noi? Pentru că este o noțiune pe care noi, în momentul în care ceilalți au spus da, dar ăștia sunt pașii, noi am spus da, de mâine. De mâine, exact. Probabil că noi am fost țara lui Făt Frumos și crezând că noi putem într-un an, cât alții în 10, ne-am asumat implementarea unor tipuri de regulamente care pentru toată Europa sunt universal valabile, dar în rit și în pași pe care fiecare stat membru și fundamentează la nivel de posibilitate, nu doar de dragul teoriei, pentru exact. Că a implementat un program nu este suficient să-i dai doar un echivalent legislativ românesc și ca atare de mâine el funcționează. E o falsă impresie că legea funcționează de la sine. Legea funcționează dacă toți cei care sunt în angrenajul respectiv o pun în aplicare și produce efecte. Dacă nu produce efecte, avem degeaba acea lege. Este exact la ce discutam acum și vă înțeleg
retorica... Da. Aici știți ce a fost? Lipsa unor informații verificate, unor informații certe, fiindcă este foarte important momentul în care se aplică acele îngrășăminte. Fiindcă dacă sunt aplicate în momentul optim în care planta le poate valorifica, le poate asimila, pierderile prin infiltrare în pânza freatică sunt minore. Dar dacă științific se stabilește cantitatea, momentul optim de aplicare, ele chiar sunt benefice, fiindcă e materie organică care revine în structură și reintre în circuit. Sunt mult mai benefice decât aplicarea unor cantități de îngrășăminte minerale, da? Domnul profesor, de fiecare dată când simțiți că la nivelul anului calendaristic cu placul cel agricol trebuie să fac lucrul ăsta, sunteți invitați să spuneți, dragi agricultori, puteți face lucrul ăsta, este dovedit. Deci universitatea altfel, își pune serviciile și își pune la dispoziția fermierilor în permanență, stă cu informații. Deci orice fermier, orice investitor în agricultură care dorește să primească informație certificată, informație sigură, poate apela la colegii din universitate și aceste informații. Nu vreau să intru acum secret. Într-o polemică să vă spun ce secret. Înseamnă costul la nivel de fermier pentru lucrurile astea. Și cât de greu. Deci vă spun, sunt lucruri care, vorbim de performanță după aia, că de ce la noi kilogramul e mai scump pentru că e subvenționat în altă parte cu... Nu e adevărat. Și asta este o consecință a unor angajamente cu costuri absolut nefirești la momentul maturității de business, care te încarcă, nu neapărat că tu nu ai regulamentul ăla, ci că tu vrei repede. Nu ne putem dezvolta atunci, toți am face de pe o zi pe alta și universitatea și agricultura și tot. Dacă natural, respectivul... Când să vă spun eu, criteriul de a te dezvolta nu se întâmplă și vrem să-l facem mai repede, trebuie să ne asumăm costurile lui. Și vă spun, la nivel de proiect în zootehnie, se mănâncă bugete întregi care ar fi putut să creeze performanță pentru asemenea... Eu nu sunt specialist pe zootehnie, dar am participat acum un an în Franța la o conferință și era o vizită la o fermă de top, care producea un brânzet de o anumită calitate, nu-i spun numele, și ajungând acolo a fost un șoc. Mulsul se făcea mecanic, da? Toată instalația era pe bază de cauciuc, acolo se putea, la noi dacă mergeți în ferme, și am văzut și eu ferme moderne, inox peste tot și la noi nu se îndeplinesc normele comunitare. De ce? Eu uitați să spun public, fiindcă anumiți cetățeni care au fost la implementare responsabil cu destinul acestui stat, da, probabil din mai puține cunoștințe ne-au dus ca la noi să fie și am luat toate condițiile, exact ce a spus dumneavoastră, fără să ne uităm un pic la specific, fără să ne uităm la o perioadă de implementare și am venit din stat. Și atunci, domnul profesor, ne-am transformat într-o piață de performanță sau piață de achiziție a unor investiții costisitoare, pentru că undeva ele trebuie să... Și uneori nerentabile. Și uneori nerentabile. Da, dar în viitor să știți că tot sectorul agricol românesc va avea, fiindcă fermele s-au pus foarte bine la punct acum, dotarea este de top. Chiar am avut delegații și le-am arătat în Timiș niște ferme și au spus o asemenea unitate poate hrăni Belgia. Domnul profesor, dați-mi o declarație în emisiune că nu vin alte exigențe pentru noi în următorii 2 ani, dacă am reușit să le facem pe astea, ar fi foarte important să... Noi nu facem. Sperăm să nu... La modul... Acum, și colegii care mai negociază chestiunile astea au mintea mai deschisă și pot să vină cu contraargumente. Ați vizitat, bănuiesc, Elveția. Absolut. Pe ce deranjează că în mijlocul satului există un țăran sau un fermier care are 20 sau 40 de bovine, la 3 case mai încolo există altul cu... Dar am vizitat Austria, am vizitat Italia piemontană. Da, zona în care animalele... Se întâmplă lucruri acolo care parcă ei se întorceau din secolul trecut, nu noi. Și impresia este invers, că noi cumva ne-am dat jos din copac,
neapărat al cunoașterii, ci ne-am dat jos dintr-un copac și acum descoperim tehnologia. Și ei sunt uimiți de câte exigențe și cât ne-am asumat noi să trecem la nivel tehnologic. Nu avem de maturitate, că și aici avem o problemă. Noi facem foarte mult exigență tehnologică patrimonială și nu avem exact ce vă spuneam, maturitatea întregii piețe și nu înțelegem până la urmă efectele care se generează către piață. Și atunci vin alții cu un produs, hai zicem, poate realizat mai rudimentar, cu un preț rezonabil, cu o anumită susținere a statului, nu cu o împovărare suplimentară a statului și ne-au zburat de pe piețe, de pe orice piețe. Și ni se pare că suntem nedreptățiți. Nu suntem nedreptățiți la raft. Suntem nedreptățiți până ajungem la raft. Suntem încărcați ca și bradul de Crăciun cu toate aceste lucruri și încercăm să le compensăm prin ce? Prin subvenții, prin investiții. Nu este suficient. Trebuie să pornim, dacă tot ne integrăm. Hai să ne integrăm în niște pași. Și cred că ar mai trebui să umblăm un pic și la patriotismul local, care să nu-l înțelegem așa în mod greșit. Dacă eu merg la raft acolo și văd produse din N țări și văd și din România, de ce să nu iau și din România ca să îl ajut pe producătorul român? Am fost prin 90 în Franța, 90 și ceva, și am văzut francezi care urmăreau chestiunile astea și preferau să ia produse made in France decât cele aduse din import, tot în ideea de a-l sprijini pe compatriotul lui care producea acel produs. Aici vă pot da două argumente. Începe să prindă și la noi. Vă dau două argumente, pentru că le dau ca și consumator și ca om care se uită în zonă. Pentru că a fost o perioadă în care produsul nostru nu era. Da, lipsa consum. Da, e adevărat. Și doi, în momentul în care s-au deschis porțile, ne-au intrat alte produse pentru că economia noastră a dispărut. Și vrei, nu vrei, comportamentul consumatorului nu este unul. Iar produsele care au intrat nu erau neapărat mai bune calitativ, exact. Dar erau mai frumos ambalate, dar și etichetate. Cam și asta era oferta. Iar producătorul român la un moment dat nu avea o constantă în a produce un produs constant. El, sărac, era un fel de sezonier de primăvară, avea de primăvară, dispărea vara. De vara avea la de vară, dispărea. Și neavând un produs constant, când te obișnuiești cu un anumit tip de produs, vrei să-l cam ai din ianuarie până în decembrie într-o anumită marjă de consum. Pentru că și educația asta alimentară nu facem fiecare zi experimente și experiențe de rețete. De asta am pierdut. A fost două motive. Mai sunt și altele care intră în zonă. Și dumneavoastră se discută un aspect foarte important, crearea celor spații de depozitare. Mă refer la legume, fructe, care sunt mai perisabile. Și eu zic că dacă se reușesc aceste investiții, atunci se va putea asigura pe o perioadă mai îndelungată consumul din produse autohtone. Și omogenizarea unui produs care poți să-l livrezi. Exact. Eu am avut o surpriză foarte plăcută, exact. Cred că în urmă cu vreo 3 săptămâni, am fost la una din piețele locale din oraș și am văzut la un nene acolo căpșuni de șag din Timiș. Și zic, hai să iau de aici. Erau cu paie, cu așa mai rudimentare. Într-adevăr, când am fost cu ele acasă, după ce le-am spălat, aveau un gust, o savoare, o delicatese. Nu ca și acele căpșuni aduse în caserole, mari, roșii, tari, le țin în frigider 2 săptămâni și nu se alterează, dar n-au niciun gust. Eu trebuie să țin în frigider, că eu nu se alterează. Nu, dar n-aveau gust. Exact. Și atunci am zis, ia uite ce înseamnă să iai un produs proaspăt, local, produs în mod tradițional, poate nu aspectul de prezentare impresionant, dar gustul. Și toți vorbim de roșii care nu mai au gust, și dar le găsim pe piață pentru că au început să dezvolte. Deci aveți și avem șansa să creăm prin tânăra generație și speciali și oameni de educație care să țină, pentru că în momentul în care ei se atașează brandului și produsul lor, s-ar putea ca educațional și profilul consumatorului să schimbe, pentru că da, ca și pentru copil, în momentul în care ai o sumă de bani în mână, cu siguranță prioritățile sunt cele care vin de la copil și tu ești așa într-un și din toamna acestui an timișorenii vor putea să vină la o piață agroalimentară adevărată, unde vor fi adevărați producători să-și cumpere produse. Mă bucur să văd că sunteți unei astfel de piețe în piață și dincolo de meserie și de educație. Știți, și mentori ai destinilor tinerilor pe care le creionați. Vă aștept de fiecare dată să-mi spuneți tot ce faceți bine și tot ce doriți să faceți mai bine și aveți nevoie de
inclusiv de vocea noastră, nu neapărat aici, cât și în alte, în alte circunstanțe. Vă mulțumesc tare mult pentru emisiunea din seara asta. Cei care sunt lectori, cu adevărat sunt lectori și în... Noi vă mulțumim pentru invitație și sperăm că... Calmul vocii mi-a dat foarte multă încredere. Sunteți un... Nu sunteți atât de pasional ca și oameni, dar sunteți foarte plini de încredere și ați emanat foarte multă valoare către cei care la un moment dat s-au uitat către dumneavoastră și cu siguranță vă vor găsi în zona universitară ca oameni cu care poate să aibă contacte mai mult decât profesor și student, ci ca un partener de meserie și de orizont. Vă mulțumesc și, dragi telespectatori, vă mulțumim încă o ediție cu încă un curs al Academiei, astăzi cu profil agricol, cu virtuțile celor care preiau calitatea țăranului român, care ridică viața țăranului la nivel de artă și la nivel de profesie și la nivel de vocație, pentru că de multe ori pasiunea generează valoare adăugată mai mult decât munca în sine. Norocul și dorința de multe ori este peste putință. Ea chiar generează mai multă putință la nivel personal. Nu vă pot rura decât ani buni înainte. Mulțumim. Asemenea. Și oricând simțiți că aveți tineri în jurul noastră care trebuie și care simt că trebuie promovați, îi așteptăm cu drag aici. Sunt egalii noștri, de fiecare dată, indiferent de vârstă, sunt egalii noștri, suntem parteneri noștri de dialog. Și de ce nu cât mai mulți, cu atât mai bine, pentru că lumea trebuie să uite la ei de când sunt mici. Poate să se simt mai resursați și poate să se simt mai recunoscuți și recunoștința vine de pe pași. V-aș ruga dacă aveți... Poate organizăm o emisiune cu absolvenții noștri de succes. Absolut de câte ori e cazul. Venim acolo, să vină dânsi și să transmită ceea ce au învățat în școală, cât i-a ajutat și unde au ajuns datorită faptului că au absolvit la Timișoara. Asta înseamnă Academia Investitorilor. Să luăm exemple reale, exemple din viață, exemple care au nu neapărat valoarea succesului garantat, ci oameni care sunt motivați și care găsesc surse să ajungă la un succes, pentru că de multe ori succesul este efectul unui mini-eșec. Nu întotdeauna succesul este liniar și de multe ori trebuie să înțelegi, poate din anumite experiențe, eșecul este o etapă a vieții care de multe ori e bine să o ai la prima mână, să nu se genereze un efect de bulgăre mai mare. Și da, vă aștept cu toți cei care sunt urmașii meserii pe care o... Tinerii studenți pe care avem acum în instituțiile noastre, în facultăți, nu numai că vor asigura pensia noastră, dar și hrana. Și cred că e foarte important să consumăm o hrană sănătoasă, care să ne dea și vigoare și în același timp să avem și certitudinea că e produsă de oameni de la noi. Păi la ora aia, domnul profesor, mai hrana ne rămâne când ajungem la pensie. Nu contează câți bani primim și dacă putem să cumpărăm un produs bun din banii aia. Dacă avem hrană sănătoasă, nu o să fie necesar să dăm bani pe medicamente și putem să mai facem și agroturism după, să mai ne îmbunătățim așa imaginea cu... Vă mulțumesc încă o dată pentru... Mulțumim și noi, mulțumim. Dragi telespectatori, o seară frumoasă și dacă mai vreți să găsiți politici adevărate, ne găsiți la această masă. Asta este important pentru nația asta, să fim corecți cu noi înșine, dacă vrem să fim respectați și de alții, nu doar să cerem, ci să și oferim. O seară frumoasă!